Vă invităm acum la o lecție de tango, dansul preferat al celor care lucrează în marile corporații. Tot mai mulți tineri aleg să învețe de la profesioniști mișcările elegante și pasionale. Cei mai buni profesori de tango au fost prezenți în acest weekend chiar la București, la Festivalul Internațional Milongueros, unde Adina Buzatu a avut o prezentare care a atras toate privirile. Fata face cu piciorul drept. Un pic de tot în partea lui dreaptă. Slow, slow, quick, quick. Ușor emoționați, cursanții încep să prindă rapid primele mișcări. Tangoul este un dans cu multe secrete care se dezvăluie pas cu pas. Slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Odată prinși în magie, stresul începe să dispară. Camelia își împarte ziua între facultate și locul de muncă, iar cursurile de tango o ajută să se relaxeze. Este un moment în care poți să uiți de absolut orice, poți să uiți de tot ce e în jurul tău și ești efectiv conectat aici. Ești tu cu muzica. În schimb, Alex, inginer IT, vrea să se mențină în formă, iar cursurile de tango înlocuiesc cu succes orele la sala de fitness. Pot să-mi relaxez mintea și să o pun în același timp să facă lucruri noi. Să reții o coreografie, să te gândești ce mișcări ai de făcut mai departe. Un abonament de 8 ședințe pe lună ajunge la 160 de lei, iar o singură oră de dans costă 35 de lei. La nivel de social, noi păstăm caracterul de fan și distracție și nu cred că este greu pentru nimeni. În schimb, pentru cei care vor să facă performanță, acolo este altceva. Așa arată performanța. Cei mai buni dansatori și-au dat întâlnire la un festival internațional desfășurat în acest weekend în capitală. Te cucerește, adică este, pe cât este de dificil, pe atât este de fermecător. Te farmecă pur și simplu și pe cel care practică și pe cel care se uită. Spectacolul s-a îmbinat perfect cu o prezentare de modă marca Adina Buzatu, care a dus pe ring stilul masculin al anilor 30. Nu este o pasiune a mea, dar am fost cooptată și pur și simplu fascinată de idee. Bineînțeles, când am auzit că se organizează un astfel de festival și am fost invitată să fac o prezentare de modă în cadrul acestui festival, m-am gândit la paralela între anii 30 și perioada contemporană. Tangoul este un dans care s-a născut în suburbiile din Buenos Aires la sfârșitul secolului al XIX-lea. De atunci a cucerit întreaga planetă.